Și andramaua asta de Comunitatea Europeană să facă praf și pulbere. Comunitatea Europeană este un construct marxist. Dacă nu era un construct marxist, nu aveam monedă comună, aveam un cer comun. Dacă nu era un construct marxist, declarau și acuzau la nivel moral acest comunism a fost genocid. Nu îl declară. Înseamnă că această crimă poate să continue. Nu-și cere nimeni scuze. Ați acuzat fascismul? Foarte bine. Pentru că s-au întâmplat crime odioase și au murit oamenii vinovați. Dar cu comunismul, de ce l-ați trecut la omor deosebit de grav și nu la genocid? Și l-au și prescris. Înseamnă că cineva acolo nu-și cere scuze. În primul rând, noi trebuia să intrăm în Comunitatea Europeană cu oameni care să-și ceară scuze. Ei ne-au vândut, ne-au trădat. Scurt. Și am intrat într-o experiență cumplită, cu tremurătoare, cu sechele și acum clasa noastră politică sunt emanații unui asemenea experiment. Sunt săraci de ei, să mă ierte bunul Dumnezeu, că dumneavoastră aveți aici tot timpul oameni, poate ați găsit printre ei și am văzut și oameni de treabă, dar sunt minoritari. O clasă politică se face în ani, într-o selecție fantastică. Regalitatea tocmai asta. Asta presupunea, făcea decanta. Modelul regal este în sus. În ierarhie, plus că este, cum să zic, proiecția bisericii pe pământ. În timpul războiului a început Revoluția Bolșevică. Puneți-vă întrebarea asta. Vedeți armata română, cu țăranul român, și vedeți pe soldatul rus care își împușcă ofițerul la lungă, contaminat de ideile bolșevice, iar țăranul român pune votul pe așa ceva. Își păstrează ierarhia, păstrează ofițerul și luptă pe front mai departe. Aia a fost rezistența geniei românești. N-a vrut el să se bolșevizeze. România ar fi fost distrus, frontul ar fi fost distrus. El nu a pus votul, cum se pune acum votul, pe o treabă asta străină, care e tot bolșevic, numai că e albastră cu stele galbene. Comunitatea Europeană nu are o filosofie, are o ideologie. Și este o ideologie de tip comunist albastru, adică neomarxistă. Un popor care este creștin ortodox ca noi are instincte extraordinare de alergie vis-a-vis de comunism. Comunitatea Europeană este o cooperativă agricolă care nu are nimic în comun cu Europa adevărată. Nu confundați Europa clasic, Europa a culturii și a civilizației cu acest construct. Europa, spune Paul Valéry, are trei dimensiuni. Creștinismul, cultura grecească și dreptul roman. Dacă le-ai spus pe astea trei, ai nenorocit. De unde rezultă că Europa de astăzi nu-și mai aparține. Ea nu mai este creștină, nu mai merge pe rădăcinile grecești, despre dreptul roman, aleluia, la revedere. Ceea ce ne propune Comunitatea Europeană astăzi și cu diversitatea de sex și cu astea, sunt blasfemii. Dacă tot îmi faci teoria gender, să zic, bă, tu ce cauți pe aici, mă? Bă, tu ești sănătos la cap. Scurt! Și atunci trebuie să analizăm laboratoarele astea care sunt demonice, sunt satanice, sunt marxiste în ultimă instanță, sunt pudrate cu drepturile omului și cu democrație. Unde s-a retras poporul ăsta când domnitorul era de proastă factură, asuprirea internațională era groaznică? Unde, domne? În bordeiul lui, în familie și în biserică. Oculta internațională s-a prins de lucrul ăsta și el atacă bordeiul, familia și credința. Ceea ce ne propune Comunitatea Europeană astăzi și cu diversitatea de sex și cu astea, sunt blasfemii. Dacă tot îmi faci teoria gender, să zic, bă, tu ce cauți pe aici, mă? Bă, tu ești sănătos la cap. Scurt, sub spectru umanității, vrei să faci o crimă împotriva umanității. Vrei să distrugi matca. Deci tu mi-ataci matca, mi-ataci libertatea de a fi român. Libertatea de a fi ungur, libertatea de a fi francez. Hai să facem o bombă etnică în poporul german, la români. Hai să-i amestecăm. Și a, n-aveți milă, nu-i primiți. Dar de ce dumneata ai declanșat războiul? De ce tulburi familii germane, francezi, belgieni, români, bulgari, unguri? Ei vor să distrugă rădăcina, etnicitatea noastră. Să ne trezim. România începe să seamene din ce în ce mai mult, mă simt ca britanicul ăla care a nimerit pe coasta Africii și a dat de triburi care dormeau. Dormeau așa. Cădeau și în fața de săptămâni, boala somnului. Conștiința începe să fie adormită. Ideea, cum zic, solul nostru, solul sufletesc al neamului nostru, a fost atât de otrăvit încât nu mai poate să ține proiecte mărețe, ci mai proiecte de supraviețuire.
dintr-un neam care avem o virtute istorică, noi suntem niște cerșetori ai istoriei și suntem îndemnați la așa ceva. Întotdeauna ne dau alți lecții, dar putem și noi să dăm lecții de suferință, de demnitate prin suferință. Avem atâtea lucruri. Eu mă duc aminte un interviu luat de o fată de la televiziune, unui moș prin sat. Ăla cred că este și de la porci, cu cizme, vai de cap lui, cu fez, cu o geacă chinezească. Și ea, care pe spune, era școlită pe la CNN și vrea să arate diferența între civilizarea României și gradul de retardare mentală în care suntem, zice, bre, mata, știi că noi am intrat în Uniunea Europeană? Și l-a ridicat niște ochi așa ca două stele. Știu, problema este să vedem când ieșim și din asta.